Bună ziua, doamnă și domnul consilier, domnul primar. În conformitate cu prevederile articolului 39 alineatul 2 și articolul 117 litera F din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și dispoziția numărul 40 din 25 a 11 a 2019, emisă de primarul Comunei Târgu Totuș, județul Bacău, vă invităm să participați la lucrările de ședință extraordinare a Consiliului Local de data de astăzi. Următorul ordine de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Barăte Mihai, președinte de ședință pe luna februarie 2019, inițiator domnul primar Comunei Târgu Totuș. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Târgu Totuș la Asociația Comunilor de România. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare, privind organizarea și exercitarea activităților de audit public intern la nivelul filialei județul Bacău, acord. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pe proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și a cuantului taxelor speciale de salubrizare pentru anul 2019. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Înainte de a scutine la un proces verbal, întreg turnicul. Aici, pe acum, vreau să vă zic. Deci cine se înscrie la cuvânt pentru ședința extraordinară a Consiliului Local de Pidoate 21.1.2019? Domnul Liviu Mutichelu? La ședința extraordinară care a avut loc. Deci acum au loc înscrieri pentru a comenta procesul verbal. Dacă au loc discuții la... Nu v-a zis pentru ședința ordinară. Extra, nu-i ședință. Retreceți, vă rog, ședința subiect. Deci, spunem așa. Deci, ceea ce văd eu aici, la punctul numărul 5, da, care îl găsesc și aici. Domnul Geru, nu mai implicat pe dați voi. Deci, punctul numărul 5, care îl găsesc și în ședința de astăzi. Hai să plecăm acasă. Proiect de hotărâre, așa, proiectul de hotărâre pentru acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare. Aici spune că nu sunt discuții. Însă, din ce știm noi, dacă bine vă aduceți aminte, domnule, vă rog frumos, domnul președinte, vă rog frumos, luați atitudine. Așa că spui și dumneavoastră. Nu vorbesc așa, deci ca să ne înțelegem clar. Nu, haideți să stați și vorbați cu domnul. Domnul Adrian, ne-ai spus la ultimul punct, pas cu pas, deci, din gurița ta, deci vreau să aflăm, ai spus să nu votăm acest punct. Așa. Ai spus? Așa. Eram deci, decis să votăm acest punct. Da. Nu, nu, ai spus ca să nu-l votăm. Dar acum trebuie la subiect direct. Păi, eu asta vreau să spun. Eu asta vreau. Nu e în avantajul meu. Eu vreau să spun. De ce îl regăsesc acum pe această... De ce îl regăsesc acest punct? Am zis așa. Comuna Târgu Totuș. Așa. Nu va fi chiar cea care va decide viitorul adus. Dar va trebui să facem cumva să fie bine, da? Nu. Nu ai spus așa. Nu ai spus așa. Bun, spus. Fine. Bun. Deci acum fiecare putem spune și noi, pentru că de fiind televizată... Dar nu fac campanie, nu suntem în campanie. Nu mai ai te uiți că nu suntem în campanie. Deci noi nu suntem în campanie. Ajungem și la gunoaie. Deci dă-mi voie. Deci dacă eu am luat... Deci eu sunt acum la punctul meu, îmi exprim punctul de vedere. Când îți dă domnul președinte, domnul președinte. Deci vă rog frumos dați fiecărui parte ca să-și exprimă punctul de vedere, da? Bun.
Bun. De ce timpul? Spuneți. Deci nu ni presez, domnul primar, că dacă ni presez dumneavoastră că îmi trecite timpul, da, uite ieșim afară frumos și nu mai vor, nu spun eu. Să spun eu că nu mai vor. Să fiți sănătos, domnule. Haideți să revenim. Deci dacă chiar asta îți dorești, spun eu că nu mai vor. La revedere. Pe tine nu te privește problema comună, te privește doar interesul tău, să-ți faci o leacă de campanie, să-ți faci o leacă de gălăcii. A avut dreptate de urmă, deci dar zic că facem circ. Așa este, este circ. Altceva, susțineți-vă deci cu domnul. Deci dăm să mă uit frumos. Deci uite aici. Așa, da? La domnul primar. Așa. Spune așa, doamne secretar, anunta domnul. Da, domnul meu, spune. După cum ați văzut această majorare, trebuie suportată de Consiliul Local. Iar la punctul 5 se vrea subvenționarea de către Consiliul Local a unei sume de bani datorate diferenței numărului de locuitori și a cantității mai mari decât noi generat. Astea sunt calculele lor. Părerea mea este că noi nu trebuie să votăm acest punct 5. Bun. Altă întrebare. Păi altă întrebare, nu ești ministru. Dar până acum ai vorbit. Domnul meu. Asta nu-i trecut. Acum ai trecut. Domnul... Păi, el a spus că nu-i trecut. De, dacă ziceam să votăm atunci, de ce am zis să votăm și n-ai spus? Nu, nu, nu. Bun. Eu precizez foarte clar acolo. Noi suntem consilieri, primarul asistă la ședință. Da, ești un consilier, dar nu ai vrea să știi treaba. Nu el hotărăște ce votăm noi aici. Păi nu, dar trebuie să-l întrebăm. Pentru că dacă nu votăm, domnul Gelu, nu se răspund, dacă noi nu votăm acest lucru... Băi, ăsta e un lucru bun. Deci dacă întreabă primarul ce să voteze, e un lucru bun. Nu, nu, nu. Deci nu-l întreabă primarul, să ne înțelegem. Față de diferența între tine și noi, diferența mare. Voi lua două puncte în 4 ani de mandat, în 2012-2016, iar eu am fost de element tot timpul mandatului meu. Și am spus problema. Una 400 de voturi, domnule. Da, nu, bă, e 2300 de voturi, nu e problema asta, nu e chiar de aici. E 300 și mai de voturi, dar nu mă deranjează. Nu e asta o problemă. Problema este în felul următor. Eu aici vreau să-i spun doamnei că domnul Moise a spus cu avizul de legalitate, am întrebat și eu. Mă rog, dar nu mai contează, indiferent cine a spus cu avizul de legalitate. Și vreau să mai întreb. Problema care a întrebat de avizul de legalitate a fost eu. Și vreau să-l întreb acum pe domnul Forcă și să-i spună clar. Dom'le, eu n-am mai făcut o hârtie scrisă. Pentru că neavând acum capitolul diverse, spun, deci discutăm la această problemă. Deci la procesul verbal, da? Vreau să întreb așa. Sunteți mandatat? Cu ce aviz? Cu ce ordin? Prin care mandat veni doamna Apostolakis și se certite ăsta funcția. Că noi o vedem. Când ia mașina de la primărie, când nu ia, vine, se plimbă. Deci doamna, după data de 12 și tâirea spuneți, că noi am întrebat aici, în ședință. După data de 12 și doamna nu mai este în funcție. Așa este doamna secretar. Domnul Mititelu, ăsta era punct de diversă, dar haideți dacă... Domnul meu, noi nu avem diversii. Și vă mai spun încă o dată, domnul Torco și Adrian Paul, că noi discutăm procesul verbal din data de 21. Deci, clar, asta nu putem mai discuta. Dacă mai chiar că am să dau afară eu. Deci nu poți să mă dai afară. Nu dă președintele din ședință, n-ai cum să mă dai afară. Hai să liniștim un pic. Deci, eu să întreb așa. Deci, întreb așa. Bun, mai întrebat. Da, aștept răspuns. Noi ședința asta ar fi găsit să o programăm pe joi, ordinar. Asta discutăm. Ați luat hotărâri. Asta discutăm. Ați adus camere de luat vedere. Pentru că noi nu putem hotărâi. Știți scandalul de la Bacău? N-ați citit în presă unde ne aflăm, ce situații suntem. Am venit aici să ne ciondănim prin două cuvinte. Eu am venit să discutăm, să propunem, să vie toți consilierii, să facem dacă se poate să anunțăm lumea de ce probleme sunt în tot județul, nu numai la noi, în ATU-ul nostru, și să luăm o decizie treabă. Inclusiv municipiul Bacău. Exact, astea sunt... Bacău a rezolvat, dacă aș fi el. Bacău a rezolvat. Exact, astea sunt lucrurile esențiale, nu celălalt lucru. Deci, n-am terminat. Problema da, este următor, că... Eu zic că eu propunem... Da, ședința de... Dați-i voie, domnul Iris, să vorbească. Hai, băi, să termine. Să termine. Să nimic mult. Să termine de vorbit. Haideți. Deci, la ședința trecută, ce ți-am spus, Adrian? Băi, hai să mergem la preoți și să facem o dezbatere publică. Și ne era mult mai ușor. De ce ți-a trecut? Dă-mi motivul care era mult mai ușor. Păi era mult mai ușor pentru că lumea era mult mai bine informată. Și am venit după ce s-a terminat ședința. Dar sincer, te rog frumos să răspunzi. Așa. După ce s-a terminat ședința, a venit la tine birou. Adrian, vrei să mă duc eu la parohia Roman Catolic? Și mi-ai spus nu. Și a spus, păi eu te sunt dispus să mă duc. Și ai spus nu. Ai spus nu. Bă, fratele meu, deci dacă... Dar alu, alu, dar n-am zis nu. Nu, ai spus nu. Și zic, băi, hai să mergem în primul rând, nu din bânuță ca la grădiniță, ca la propagină și mergem și anunțăm. Pentru că trec mai ușor cetățenii. Da? Așa. Și nici nu putem pune acest punct să facem suplimente, să facem, pardon, subvenții de la bugetul local, pentru că asta, domnul Forcă, așa trebuie, e pușcăria asta.
pușcărie. Clar. Of. Să ne înțelegi clar. Da, îți vine să râzi normal că ți-i vine. Avem, aici avem normal. Nu, păi cum dracu? Deci ca să ne spălăm un pic, ne spălăm cu consilier. Haideți să ne înțelegem. Haideți să ne înțelegem că deja nu unde izvoră și nu, văd că nu sunteți interesat într-adevăr cu problemele de aia. Nu sunt foarte interesat, măi, omule, mă, sunt foarte interesat, dar trebuie să știi și cetățenii mă. Nu, haideți să facem așa. Problema romprestului mai mult, gunoiilor mai mult, ca sigur că va ține cel puțin o lună, cel puțin. Cel puțin, da, există. Da, luna mare. Nu, Comuna Târgu totuși decide soarta Arisului, dar fiecare avem cuvântul de spus. După ședință, joi n-aveam, când e ședința la Cur? Joi, dacă nu mă înșel. Dumneavoastră susțineați că trebuia să o facem joi sau vine. Și eu am susținut, dar am avut o discuție în care trebuia să apară cineva, iar acum s-a întâmplat că nu mai vine nimeni, mă rog. Așa. Indiferent de decizia de astăzi... Nu joi... bine, trebuie spus la populație să se informeze din presa locală, din județ, din presa din Onești, ce probleme sunt cu gunoi. Și acolo unul se informează. Da. Deci cu gunoiul e problema așa. Bă, tot județul Bacău, nu numai Comuna Târgu Trotuș. Nici eu nu sunt de acord, nici cu majorarea și nici cu subvenția. Și va fi public, da? Domnul Mircea. Ar fi primul pas să ascultăm. Nu sunt de acord. Bun. Dar ce faci? Stăm cu gunoi la poartă? Păi și așa, și așa tot stăm cu gunoi. Pune liniște în tot județul. Ce soluție aveți dumneavoastră? Păi ce soluție, domnul? Ce soluție să avem? Păi tu trebuia, în calitate de conducător al urbei, trebuia să ne spui. Bă, am fost... Problema gunoiului eu o cunosc de acum două luni. De când ai fost la Bacău și v-ai anunțat. Din luna octombrie. Da, de anul trecut, din luna octombrie. Și trebuia să ne spui. Și trebuia să facem frumos, ne întâlnim toți Consiliul Local și să spunem. Pentru că cea mai bună metodă de informare este numai prin intermediul preoților la biserică. Și le spunea, domnule, uite care e problema. Gunoiul de la Dăvoi, gunoiul din comună sau din tot județul se taxează la kilogram. Noi am hotărât, în speță, eu cu câțiva primari, să taxăm per persoană. Înțelegi? Gunoiul se taxează la kilogram. Și atunci, omul, în funcție de cât gunoi generează, plătește. Dacă vrea bine, dacă nu. Ori aduce o sapă și pe la poartă, ori aduce o cubelă, mă rog. Te omor cu propria. Da, nu mă omor cu nicio propria. O să rădă așa. Da, sigur o să rădă. Da. Haideți să vedeți, domnule Vitelu. Eu vă întreb așa. Ce soluție avem de să rezolvăm? Hai, gata, ce soluție avem? Nici cu majorarea. Ce soluție avem, Adi? Hai frumos să ne strângem toți, mergem să facem frumos. Da, într-adevăr, nu mai este nici noi ăsta. Dar nici mie nu mi se pare de bun simț ca să te duci de la 4 ani și ceva, una ai dedicat cu 20 ceva de bani. Păi dacă ți-ai făcut un grafic, trebuia să știi, frate. Asta este. Lasă. De ce ți-ai dat? Unde ai fost? La DIP sau la DIP? Nu uite de la DIP. Nu intrăm în diverse acum. Vă rog. Domnul președinte, cer și eu cuvântul o secundă, intervenit. Noi respectăm ordinea de zi sau... Păi, da. Trecem la discuția direct cu gunoiul și ne certăm ca țiganii. Haideți ca să votăm procesul verbal. Mai am dat de la procesul verbal, domnul Chiu. La procesul verbal. Păi atunci, hai să votăm procesul verbal. Da, hai să votăm procesul verbal. Mai sunt discuții. Mai sunt discuții. Mai era domnul... Ia-te, ia-te, mai domnul Sopunat, las-o, las-o. Asta, o întrebare era, dacă noi trebuie să aprobăm de la buget, suma asta care a fost registrată, se răspunde pentru anul trecut, 113.580 de lei. Pentru a acoperi suma asta. Dar nu este în procesul verbal asta. Asta nu-i la punctul, ia verbal. Deci hai să trecem la... Așa, atunci când își fi discutăm la un moment propune pentru îmbunătățirea activității de strângere a... Să se ziosăm, o să fie dacă... Hai să vedem procesul verbal. Să strângă deocamdată, dar vreau mai vedem cum bună puțină. Da. Haideți să trecem la votare, proces verbal. Cine este? Da, domnul... Eu am înțeles că sunt în opoziție și de asta să stați la urmă, ca să nu pot să iau cuvântul. Eu aș avea remarcat faptul că domnul Ungureanu, așa spune aici, întreabă de ce nu s-a făcut anunț conform legii 52. Mi se pare corect că a spus doamna, conform legii 52 a transparenței, da? Dar a uitat să mai specifice că eu am specificat aici, ca să înțeleagă toată lumea, dezbatere publică. Deci era vorba despre o dezbatere publică care a fost pe ședința de comisie, care în fața ședinței de comisie, domnul primar și-a luat angajamentul că va face duminică
o dezbatere publică în care consta ca să spun motivația pentru care se va ajunge la prețul inițial. În cele spuse de domnul primar, eu luăm legătura cu proprietarii și de asta vreau să fie specificat aici dezbatere publică. Pentru că pe chestia asta de dezbatere publică eu am fost făcut mincinos. De ce? Pentru că eu la proprietari le-am spus, la unii dintre cetățeni le-am spus că vedeți, fraților, că duminică este o dezbatere publică. Și vă rog să participați la această ședință, ca să puteți lua în calcul ceea ce se va face pe gunoi, da? Iar luni și marți mi s-a fost atras atenția că sunt un mare mincinos că nu s-a făcut dezbatere publică. Ca atare, domnul primar râde, pentru că așa îi se pare normal. Diferența e mare. Păi zâmbiți, pentru că așa vi se pare normal. Ca să zâmbiți, sau să faceți dumneavoastră cum credeți. Eu cred că trebuie să deci dumneavoastră sunteți mai mare mincinos ca mine, că ne-ați dus pe toată lumea în eroare. Cel puțin funcția respectivă. Și ce? De asta specificați aici, vă rog, dezbatere publică, da? Specificați, domnule, dezbatere publică. Pentru că deci problema e rezolvată. Deci dumneavoastră, dacă, deci dumneavoastră să înțelegeți un lucru. În momentul în care promite și spuneți că, domnule, am să-mi iau angajamentul și fac, atunci să faceți, domnule, ca noi să nu ducem populația în derizor, adică să mințim. Da, da, te-ai spus, când am avut ședința? Păi noi am avut și sâmbătă. Sâmbătă am avut. Ce zi am avut ședința? Deci sâmbătă am avut, da? Deci sâmbătă am avut noi ședința pe comisie. Și dumneavoastră ați specificat că duminică o să fie, da? Deci vă rog frumos să spuneți, este adevărat că mi-ați spus că o să fie dezbatere publică sau nu? Nu, că am spus. Da, spus numai comisia voastră. Nu, 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 așa este. Deci comisia cu care am stat eu de vorbă. Am spus că o să votare. Domnul Suponat, vă rog frumos. Comisia care au fost dânsi, de domnul Ungureanu spune, discutasem atunci la un moment dat că o să ne întâlnim cu toții și o să facem. Am avut sâmbătă, domnul Ungureanu a avut din spurt să facă duminică deja. Imediat, a doua zi, să facem dezbatere publică. Domnule, eu nu m-am întrebat că vroia sau nu. Eu vă întreb simplu, clar. Domnul meu, ați spus că o să faceți dezbatere publică duminică sau nu? Da, tot simplu, da. Bun, vă mulțumesc. De ce? Haideți să vă mulțumesc. Mai am că, pentru că o să fie diverse și nu știu dacă o să fie dat voie, aș vrea să vă spun. Deci, spune așa. Deci, legea administrației publice. Articolul 39, 2015-2001. Consiliul Local se întrunește în ședință ordinară lunar. Nu știu care este motivul de noi. Avem întotdeauna extraordinar, dar asta spune legea. Dar de ce? Legea permite să facă și extraordinar. Dumneavoastră... Da, vă spune că trebuie să face și ordinar. Facem, domnul? Eu am impresia că trageți la ședințe ordinare pentru că se plătește mai bine. Nu, domnul meu. Nu că se plătește. Dar eu vreau să spun un lucru. Mie mi se pare că dumneavoastră abordați situația într-un fel în care să faceți în așa fel ca alți consilieri să profite de pe urma asta. De ce? Pentru că dumneavoastră dacă făceați ordinară, consilierul respectiv era dat în absență. Este de acord, doamnă? Este adevărat? Deci dacă nu participă la ședința ordinară... Este? Dar dacă este pus pe extraordinar, atunci are același efect sau nu? Deci ce consilier vă referiți, domnul? Dumneavoastră știți foarte bine cu cine ați dus tratative și cu cine ați discutat. Deci sunt doi consilieri care sunt lipsă. Este unul, domnul Barăute, da? Care este plecat și știați că este plecat și nu poate să vină la ședință, da? Da, cum? Și domnul Sfârlea, care tot la fel. Deci figura asta ne-ați mai făcut odată în decembrie. De ce? Pentru că dânsii, dacă acumulează niște absențe, sunt dați obligatoriu afară. Da? Păi în decembrie am zis. Deci dumneavoastră veniți și îmi spuneți că dumneavoastră puteți. Da? Mie mi se pare corect. Iar legea iar spune foarte clar. Dumneavoastră trebuie să faceți ședințele când luăm noi hotărârea. Da, și vă contencios, domnul, dacă să puneți așa. Păi dacă este așa, vă dăm, domnule. Nu credeți că suntem de raport. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. Consiliul hotărăște și când facem ședința. Ziua respectivă și ora respectivă. Nu domnul primar. Nu, dar domnul Ungureanu crede legea de la Bruxelles, altă lege. Deci eu nu văd legea, eu ce v-am spus, domnul Ungureanu, deci eu ce v-am spus cu legea din 2015, da? Vă rog frumos. Articolul care v-am spus, lăsați-vă să vă răspund. Un lucru e clar. Primarul este cel care convoacă ședința. Doamna se convoacă ședința. Până sunt luna de până mai aveți documentele. Domnul Ungureanu, un lucru e clar. Nu am avut nicio o discuție cu domnul Barote sau cu domnul Sfără. Deci fiecare aparține să unui grup, liderii de grup discută. Da? Vă rog frumos. Nu mai trecem. Eu v-am spus motivația. Am înțeles, e suficient. Mulțumesc. Trecem. Haideți să supunem la vot procesul verbal, da?
Bun, cine este pentru? Cu modificările care da, s-au... Da, cu cele care s-au da. Da, da. 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 Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Barote Mihai, președinte în ședință pe 1 februarie 2019. Supunem la vot. Sau se scrie cineva la cuvânt ceva? Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Târgu Tropuș la Asociația Comunilor de... din România. Scrie la cuvânt? Sau domnul cuvânt? Domnul primar. Da, știți. Am studiat voi despre ce este vorba. Asociația Comunilor de România. Am mai făcut parte din această asociație, nu mai rețin, până în 2010. Așa, după s-a lăsat bată, nu știu, nu am înțeles de ce, mă rog. Acum vrem să revenim și noi în această asociație, dacă doriți, Consiliul Local. Domnul Băcar. Da. Aveți cuvânt. Deci ați plecat și din toată lumea acordul de cooperare cu în cele două părți. Prima parte este Ilian Județean de Bacău, Asociația Comunilor din România, cu sediul în Comuna Săucești și o atâtă Dutrovici, cu dreptul și obligațiile fiecare entități. Totul este, eu zic că este bine, până la capitolul 5. Și vreau să vă expun faptul că la acest capitol zice în felul următor, în vederea realizării în comună, în funcție de audit public intern, părțile sunt de acord să susțină financiar organizarea și funcționarea compartimentului de audit public intern. Ca urmare, fiecare entitate publică semnătate datorează lunar. Dar ce citești acolo, domnule? E următor. Nu, haideți să vă explic, dacă tot a deschis subiectul, să vă spun, domnul. Deci, în cadrul acestei asociații, domnul Păcat, în cadrul acestei asociații ACOR, există și ramura asta de audit, care putem și noi beneficia, pentru că știți destul de bine, e necesar un astfel de serviciu și nu se va mai trece pe variante de angajări și așa mai departe. Și încă de știu, Dofteana are de vreo 5 ani scos postul și nu se prezintă nimic pentru că este slab plătit. Aici adică o cotizație și beneficiezi de audit. Da. 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 Anual, mi se pare. Anual. Plătești unii asociații. Da. Despre asta este vorba. Nu, este. Păi tocmai este asta e vorba, dar nu este vorba de anul. Noi înscriindu-ne cu ce... E vorba de 3.000 de euro. Cu ce acum referim noi la... Da, 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 da. Luna, la care se adaugă 1.000 de lei pentru... 100 de lei pentru pregătirea personală. Cheltuieli privind în dimineața de plasare de transport. Cantare. Consumabile, achiziții, chirii, utilități, cheltuieli diverse, protecția muncii. Cheltuieli de capital, care înseamnă mijloace de transport, autoturițe. Deci noi, cota aparte, va trebui să... Vă rog frumos! Am dreptate. Dar la audit, dar pe tine nici nu am spus. Da, așa este. Are legătura la cota. Da. Bun. Acum, dacă dumneavoastră... Deci, nu, sunt două puncte distincte cu legătură între ele ceea ce... Acolo este Asociația Comunilor de România, unde se întrunesc primării, comuni și așa mai departe, pentru diferite activități. Una din ele poate să fie cea cu auditul, da? Dar este alt punct. Una este să fii membru ACOR, poți să fii membru ACOR și să nu accepți auditul, nu ai nicio problemă. Dar, din punctul meu de vedere, indiferent câte calcule vă faceți, tot e mai bine să fii la audit așa decât să angajezi om sau mă rog. Deci ești mai ieftin. La asta mă refer. Da. Da? Așa este. Deci, ieftin de înseamnă 200 de milioane pe lună să dăm la lor? Dar 200 de milioane pe lună? Da. Domnul Văcară. Păi 3.451. 3.500 de lei. Domnul Văcară. 300 de lei. Domnul Văcară. Prost cheltuie. Adică și eu am
pe acest subiect am și o dată. Stai puțin să... Stai, doamnă, băi, hai să votăm punctul 2 și haideți să trei chestia. Punctele. Haideți să mergem la votare cu punctul 2 și după aia intrăm și la punctul 3. Ca să nu mai... Nu. Se ieșim. El spune despre punctul 2. Deci el se referă la punctul 2. La punctul 2. La grădiniță. Atunci ce facem? Discutăm 2 sau discutăm 1? Ce facem? Deci vrem să mergem la votare. Eu am 5-7 ani de acasă, eu știu ce vorbesc. Lasă miștocările astea, că lasă pentru ma ta acasă pentru mine. Te rog frumos. Te-am ține, te-am spus. Păi, dar eu m-am ține. Ia ține-te, te rog frumos. Dar eu te... Te rog să ne ascultăm atunci. Ai zis odată, nu trebuie să-mi repezi, pentru că eu nu sunt de la grădiniță. Dar eu cred că protocolul președinte spune că trecem la 3. Ce poate? Are Nicureanu. Haideți să trecem la votăm cu voi. Supunem la vot. Cine este și mai iau, vreau să iau legătură. Atunci vreau să mă duc și eu acum. Păi cum să mă scriu dacă eram la punctul 1 prima dată și acum s-a discutat cum? Ce s-a discutat doamna secretar prima dată? Punctul 2. Și punctul 1 când? Am ales că primarul ce se întâmplă la doi parote. Primarul, ai votat primarul. Și după aia a treia este cu acord. Ceea ce spune domnul. Vedeți? Deci supunem la vot punctul 2. Domnul Mungureanu. Aici avem mai adevărat. De punctul 1 a fost cu valoare. Supune la vot. Cine este pentru? Și acum mergem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activităților de audit public intern la nivelul filialei județului Bacău a acord. Da. Scrie la cuvânt. Acum, domnul Păr, ai trebuit. Acum să... Dați voie de domnul Văcaru, așa cum... Domnul Văcaru... Deci, puteți să vă repet faptul că cheltuielile legate de acest audit sunt excepțional de mari pentru comunitatea noastră. În sensul că lunar trebuie să dăm 3.451 de lei, deci să aveți un tarif de 36,89 lei ora, când a venit că revizorul și-ți face auditul, trebuie să-i dai pentru fiecare 36 pe oră. Bun. În afară de acest cheltuieli, sunt pregătirea personală a auditorilor, în sumă de 100 de lei, îndemnizația de deplasare, echipamente consumabile, arhivare, documentare, chirii, utilități, care le-au dumnealor, protecția muncii, și cheltuieli de capital, autoturisme, calculatoare și așa mai departe. Corect. Deci asta implică niște cheltuieli exagerate de mari pentru comunitate. Pe lună? Discutăm pe lună. Iar dumnealor, cel puțin așa știu din timpul și cred că așa va fi, vor veni la solicitarea noastră sau vor veni o dată sau de două ori pe an. Dar banii și ei vor primi. Dar banii în fiecare lună. Așa. Iar în momentul în care noi aprobăm acest lucru, există un alt capitol undeva, unde zice, timp de 3 ani de zile, chiar dacă ne retragem, noi trebuie să plătim în continuare. Vă rog să ne efectați asupra acestui. Asta numai dacă aprobăm, domnul Văcaru. Dacă aprobăm. Dacă aprobăm, da? Deci, auditul vine când este chemat, da? Și nu e adevărat că vine o dată pe an și plătim tot anul. Da? Este aici cu lună. Păi trebuie să plătim lună, Rodian, să fie acolo. Nu e adevărat. Se plătește o dată sau de două ori în funcție de cât vine. Atâta. Iar dânsul o să vină. Semnătura ta. Deci din punctul meu de vedere, mi se pare corect în această abordare. Pentru că... Da. Bine, am chemat o doamnă și să... Dacă vine, să spun, o dată pe an, el îi dai o dată sau de două ori. Tu trebuie să-i plătești aceea sumă care scrie 3600, plus 36,80 lei, asta e fără TVA. Haideți că ne explică, doamna, ca să nu mergem pe altul. De ori. Suntem 5 oameni, 5 colegi, vedeți cum ne putem sincroniza. Bun. Domnul Văcaru a ridicat o problemă, doamna contabilă, referitor la plata, deci suntem practic la punctul 3. Nu, capitolul 5. Așa, prin care spune că... Dă-mi să știți. Drepturi și obligații financiare... Deci fiecare entitate semnatară datorează lunar o contribuție de 3.451, la care se adaugă. Când în momentul în care va veni... Asta este modelul lor standard. Și noi... Și noi plătim servicii în funcție de... Cât testează? Cât testează? Dar nu scrie lunar aici. Ei nu,
Da, dar ei nu pot să vină să stea lunar. Păi când vine lunar, zice așa, se stabilește un tarif orar când vine, corect. În afară de treaba asta, 36,89 pentru desfășurarea misiunilor de audit planificate. Deci și când vine, eu trebuie să mai plătesc 36,89. Nu, domnule. Deci ei vor lua bani pentru serviciile prestate în momentul care... Bun, acest 3451 suportăm sau nu suportăm? Suportăm lunar? Atunci facem cu acest amendament, numai când vin ei plăti, nu lunar. Este un tarif pe care ei ca și auditori îl au. Ei nu trebuie să lucreze cu lunar. Am înțeles. Dar nici cu 3600 și cu lunar. Vin, lucrează 2-3 ori, el este plătit la lunar. Dar în momentul în care am venit, a venit în orice lună, este solicitat, trebuie să-i plătești luna, 3600, 3451. Îi plătești. Plus orele care el le prestează. După aia spune aici, în afara cheltuielilor cu salariile prevăzute mai sus, entitățile partenere, mai decontează cu filiale județeană Bacău, Asociația Comunelor din România, următoarele cheltuieli. Pregătirea profesională a auditorilor interni în cuantum de 100 de lei lună per OAT. Nu vă gândiți că ăla va pleca la cursul. Păi dacă el trebuie să stea și la cursul și la toate ele, nu mai trebuie să facă nici auditul. Deci astea sunt modele. Dar într-o lună poate face cine pune nouă în față toate condițiile astea și nu spune, bă, dacă vreți să vă fac auditul, vă costă atât pe oră, pa, și sănătate. Vreau să știți că ar costa un auditor să e foarte scump. Și nu ne permite noi la generație să facem. Dar nu vreau să spun că sunt de asta este luată în concluzii ca asociație. Participă mai multe primării, care are salariul, adică poate să-i asigure salariul. Deci ăsta este eficiența. Iar eficiența este extraordinar de mare. Pentru că auditul își face treaba lui. Dar nu cumva sună aici la articolul 13 cu cotizație lunară. Doamne, ce mă interesează modelul cadrului? Votez lui modelul cadrului, mă găsesc, îi dau 3. Am mai votat. Vă dați seama că și pe el la auditor și el ne acoperă de contul dacă vine și mă încasează 1.100 milioane în fiecare. Nu, știi să facă așa pe și cu mașini și cu cheltuieli și cu calculatori și cu IT-uri. Ce scrie? Același lucru și cu ANIS-ul și cu astea. Nu este adevărat. Dar ce am fost păcălit? Doamne! Dacă vrem să fie audit din partea lor, să spună, bă băieți, pentru că vă face acolo, bă, costă, nu, cadrul lui. Dacă permiteți să vin cu comentariul la ceea ce a spus dumneavoastră. Da. Sincer, părerea noastră. Domnul Adi, putem să aducem pe ședința următoare și să spunem, să le cerem un punct de vedere, să le spună, domnule, dacă te solicităm o dată pe an, și tarif, și tarif, trebuie să... Că dacă poate fi discutat. De asta e vreau că mâine este ședința lor în care dar de ce punem doamne în ultima zi ca așa e ședința? Și noi am căutat auditor care să ia și pe noi în calcul. Așa pățin, este literul din lege, este veșnic al lucrurilor care am spus ultima sută de metri. Auditor, oameni buni, este cea mai bună variantă de auditor. 5, 6, 10 primării plătesc un auditor. Nu vă mai... Deci așa este, eu m-am documentat extra. Deci exact asta este situația. De asta este includerea în asociație, pentru că se poate plăti. Exact. Iar ca auditor este foarte bun pentru noi. Pentru că o să dispară suspiciunea. Auditorul vine și verifică. Până la curtea de conturi, deci până la curtea de conturi o să vină auditorul. El verifică, auditorul, până la curtea de conturi. Până înainte noi în procură ne zbădeam să angajăm auditor. Acum... Da. Nu mai putem. S-au aprobat. Dar e foarte bine, numai că trebuie precizat aici. Da, putem să aducem câteva precizări și foarte bine. Da. Aici la articolul 13. Dacă această... Că noi ne rugăm de alții să ne atenție și... Ce este aici? Dar nu are fiecare dintre să se mai o contribuție de... Deci asta este normal. Așa este. Deci putem să aducem... 451 de lei trebuie să-i plătim ca o contribuție, cum ar fi o cotizație. O cotizație la... La ei. Asociați. Asta trebuie. Asta trebuie este. Auditorul nici nu stă la discuții, dar fără 560 milioane pe lună nici nu stă în primării. Da, deci nu îi convine. Nu faci nimic, stai să te pregătiți, citești. Este un lucru foarte bun. Deci este un lucru foarte bun cu treaba asta, numai că dacă este, se pot aduce niște amendamente. Sau? Bun, și dacă noi angajăm un revizor... De foarte scurt. Nu vine nimeni. Foarte scurt. Chiar are 4 ani s-o spus la lucru. Poate să fie un discurs. Păi, dar nu-ți vine, mă, că ei sunt specialiști, mă. Da. Ei sunt specialiști și nu se apretează. De asta merge la 4, 6, 7 primării, că 7 primării acumulează suma care vrea el.
Asta e logica. Deci este cea mai bună variantă ca asociația. Altfel nu poți, deci individual. Deci nu vreau să mai plânge, dar din august nu se mai duce în situație financiară, nu se mai duce la Bacău, totul va fi online. Și atunci ea depinde de auditor și atunci îți vine și spune câte am lucrat în ianuarie să vin și ați putut, ați avut ușa deschis în avion. Stați! Da. Și atunci cine ne avizează situații? Vin și mă rog pe tine? Deci auditorul, până la urmă, este chemat de noi sau el vine? Sau... Noi n-am contactat, noi am căutat. Nu, nu, eu mă refer pe parcurs, după ce se apropă. Va fi el contactat să vină el sau poți să vină... Își face programul, își face plan pe care îl raportează la camera auditorilor. Deci toate lucrurile... Eu am înțeles că este bine pentru că și curtea de conturi după aia nu mai verifică treaba asta. Așa a fost și viitor cu Adisul și doar oamenii adus. Cu Adisul, dacă eram oameni serioși... N-are, Dio, n-are nicio legătură. Da, deci dacă eram oameni serioși cu Adisul... Eu poate anul ăsta sau la anul sunt... Dar domnul o să mai fie consilier, dacă spun ceva. Toate clauzele astea lăsate poate de gândit de la mișto. Și o să ajungi ca să spui că ai aprobat... Îmi pune o întrebare, eu. Ca și cu cetățean, nu pun acest. Și eu sunt în aceeași situație ca și dumneavoastră. Nu diferența, nu? Și eu... Nu se ridică cu noi. Bun, și atunci și putem trage noi de răspundere. Iar ajungem la... Domnilor, hai să rezumăm la punctul 3. În legătură cu Adisul, pot să zic că este făcut o intervenție de... o televiziune pe care cred că cetățenii noștri poate să numească declarația domnului Setu. Și o să vadă care este situația acolo. Deci nu spun televiziunea respectivă, dar este domnul Setu a dat o declarație prin care a explicat situația Adisului. Ca să încheiem situația. Și dânsul a zis destul de clar că primările în primul rând și viceprimarii, așa am înțeles, nu s-au încadrat conform cum trebuia. Au ales o situație mult mai simplă prin care puteam să plătim și noi, că este o comună care plătește la kilogram, să știți, fraților. Deci este o comună care plătește la kilogram. Ce înseamnă? Are om competent când intră mașina respectivă în satul respectiv, se duce, verifică dacă sus este gol, se duce după aia cu respectiva mașină și se uită cât kilograme ia. Nu tonă, kilograme, în funcție de kilograme. 11 bani la persoane fizice. 11 bani. Vedeți că este... Îți trebuie cântar acolo la mașină? Și ce este cântar la mașină? Din fiecare tot de rog, sunt principuri. La Mizil, în orașul Mizil, la așa se face. Deci cântărește toată mașina. Este să duce să așa. Asta înseamnă să ai cântare, să ai funcționat. Dar este cântare la mașina. Tu faci persoane fizice, gândeam de la jurnalistice, acolo îi dai tai pot direct. Da? Deci am casat acolo, nu casează pe rog. Bun. Haideți ca să revenim la... Haideți să revenim la punctul 3. Supunem la vot punctul ăsta. Deci eu voi fi de acord cu acest punct înainte de a vota, numai cu condiția, dacă îl trecem, nu mai vreau pe ultima zi niciodată. Nu mai vreau nimic. M-am săturat pe ultima zi că ăla vrea X, vrea Y. Eu vreau să spunem clar acolo, să fie clar ca bună ziua. Nu vreau să luăm bani din bugetul local care se pot face altceva. Dacă îi scriem acolo auditorului, băi, prietene sau dragă, domnule auditor, mă rog, acum glumim. Să vină frumos să ne explice care e treaba. Numai, că exact a punctat domnul, că am fost prea mult mințiți. Și când te-ai fript cu ce ai, sufli și neamurt. Bine. Nu știu, place, mă dăm sau nu? Păi supunem la vot, nu știu ce face. Dar când vreau la vot, cum? Deci luăm o pauză sau nu? Nu luăm nicio pauză. Supunem la vot, punctul 3, da? Spuneți, da, domnul. Cine este pentru? Abținere? Trecem la punctul 4. Da, totuși ar trebui specificat acolo ca auditorul să spună ce activitate a făcut în anul respectiv. Da, vom face un desfășurător. Da, trecem prin calendar. Nu mai este fără la auditor. Păi se cheamă că n-a funcționat. Deci noi, domnul Gemma, știi că noi am votat și un avocat, ca să ne reprezinte. Și până la ora actuală nici de avocatul ăla nu s-a dus. A demarat, nu a demarat, ce a făcut? Să ne vrea să știți, domnul Breanu. Haideți să trecem la punctul 4. Nu știu de calculator dacă îi expiră. Haideți să vă rog, vă rog. Că vine să-ți facă serviciu. Da, păi și eu mă duc să fac serviciu să iar la cineva, dar ce? Bună, bine, la punctul 4, nu mai. Vă rog frumos. Doamna Grea.
Hai să vedem la punctul 4, da? Da, a trecut ăsta cu chiar. Da, a trecut. Da, da. Deci, suntem la 4. Hai la punctul 4. Da, nu trece punctul. Așa, dar nu vine. Gata. Vă rog. Punctul 4 unde? Proiectul hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxe speciale de salubrizare actualizate pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău și acumantul la taxe speciale de salubrizare pentru anul 2019. Și punctul 4 care a fost în proiectul trecut. Scrie la cuvânt, domnul Michitelu. Putem să ne scriem și după aia peste necesar. Adică da, da. Dar nu o completare prea mare. Mulțumesc, domnule. Haideți, vă rog frumos. Voi fi foarte scurt și subțin, domnule consilier. Readuc în atenția dumneavoastră discuția care am avut-o la ultima ședință. Da? Deci, nu facem o dezbatere publică ca să știe oamenii și știm foarte bine că acum s-a oprit totul, așa, eu voi vota împotrivă. Deci, dacă nu are loc o ședință ordinară să informăm cetățenii, să știți că totul se va abate și se va răsfrânge asupra noastră, a tuturor. Nu contează că sunt eu, dumneavoastră, dumneavoastră, oricine am fi. Vă spun clar. Mulțumesc. Altcineva. Poftiți, domnul Ungur. Vă mulțumesc, nu mai am. Bun. Domnul Săpunară. Asta, vreau să-l adresez către colegii aceasta, la care m-ați era și Adis, dacă poate să ne dea o variantă în care noi să plătim cât aruncăm fiecare. Ei se propun o variantă, deci nu, în orașul Mizdiv, așa se procedează. Fiecare plătește cât aruncă. Deci fiecare tomberon are chip, plus un cântar care costă 10.000 de euro. Dacă se poate. Nu, m-am adresat către organizația asta de care mă cereți voi. Am înțeles. Un lucru. Altă problemă, să ne spune și nouă cât a dispozat de la Comuna Târgu Trotuș, de fiecare dată. Eu plătesc, am o datorie, să zicem, de 113 lei. Așa, mii de lei. Dar să spună la cât se referă, la cât a dispozat Comuna Târgu Trotuș. Că vorba lui Dânsu, vine cu aia încărcată și... Murea România. Deci ești de la urmă. Domnul Săpunaru, vorbiți cu mine. Dar și cu mine nu mă știu, domnul Dânsu. Ești reprezentantul vostru acum. Haideți să punctez așa. Avem un tabel aici și pe 2019 apare suma de 6,82 de la 4,16. Da, nici eu nu sunt de acord să știți, dar nici n-am ce face. Dați-mi soluții prin care miercuri sigur nu va veni mașina de gunoi. Deci, dar așa nu va veni. Oameni buni. Nu va veni tot județul așa. Omule, miercuri nu vine. O cotim, pentru că lumea a ajutat la tomberonul, dar miercuri la viitoare ce fac? Trebuie să mă organizez eu. Adică eu de acord cu suma asta de 6 milioane, cât e acolo, 6 milioane. Da, așa. Dar să spună că eu plătesc cât produc. De exemplu, eu pot să mă încadrez în suma și așa. Și mie mi-ar conveni așa, dar am zis, dar în cantitate. Nu, domnul Săpunar, și mie mi-ar conveni așa, dar nu este așa. Domnul Iisus, simt că sunt două primării, eu mă îndoiesc. O primărie din toată țara asta... Dacă și dă sus, spune. Din toată țara sau din Bacău? Dacă sunt ea, vine acelui hârtit, facem parte din Adis. Din Adis, Bacău. Nu avem treabă cu alte județe sau alte reguli. S-au discutat ăsta, s-au pășit. Pe care și vă pădărește la comunul deci, da, da. Din proces verbal, din ședința... Fiecare e cu tomberul, are chipul lui. Nu se poate. Și are cântat prin mașină. Noi am, domnul Săpunar, noi am susținut ideea asta din 2012, domnule, dacă nu mă înșel. Când am intrat prima oară în Consiliul Local, și gelul și lângă aceeași variantă s-a mers. E, nu se poate. Este clar sau nu? Deși mie mi-ar conveni să vină cu cântarul, să se-l cântărească, domnule, atunci să spune și când vine pastura asta socială aici, să spune și când a zis la Comuna Târgu Trotuș. Că scrie destul de clar cât avem de acolo. Scrie cât avem de acolo. Deci lucrurile sunt destul de clare.
și votând prețul, vă zic eu sigur, și votând prețul de 6,82 și cu subvenția din bugetul local, nici așa situația nu se va rezolva într-o lună, două. Adi, nu avem voie să subvenționăm. Da, noi nu avem. N-am ajuns în calculul, domnul. Nu, dar și punctul ăsta prevede subvenții. Deci suntem la 4, da? Ce, ce subvenții prevede? Subvenția de la 4,16 până la 6,82. Da, vă rog. Domnule, vreau să vă mai întreb ceva. Cu noi ăsta care ia din Târgu Drogu și ajunge, unde ajunge? La Bacău sau la Onești? La Bacău. La Bacău și la Bacău s-au închis ușile. Așa. Eu știu că Romprestul ăsta mai vinde cu noi și aici, la... În combinatul chimic la... Ai venit la sortare. Sortare. Sunteți informat. Nu greșit. Mă rog, poate că sunt informat greșit. Întrebarea mea era alta. E o evidență din tonii care pleacă din Târgu. Da, acolo se face. Deci se merge să cântărești fiecare mașină. Nu există, domnule, nimeni nu are interesul să, cel puțin, prin sistemul ăsta. Eu acum v-am spus, mie nu mi-e de preț, pentru că, până la urmă, 2 lei. Lumea am discutat și imputat. Sunt o parte care nu susțin, clar, domnule, dar de ce? Mai mult de 2,66. Da. 2,66. 68% diferența, Adi. Hai să mai repet o dată, cu riscul că mă repet a patra oară așa. Nu știu ședința asta. Hai să mergem mai deodată și să anunțăm. Pentru că lumea nu este informată. Neavând informații, neavând acces la televiziune, alții sunt mai bătrâni. Și la biserică. La biserică este cel mai bun mijloc de propagandă. Este cel mai bun mijloc. Dar nu facem propagandă, mă. Dar nu propagandă, să anunți prea. Păi nu, dar să anunți. Cel mai bun mijloc de informare. Domnul Meditelu, unele lucruri trebuie să ne le asumăm, domnule, și eu ca primar și dumneavoastră... Dar de ce nu ți le asumi tu ca primar, te întrebe? Ca să vorbim? De ce nu ți le asumi tu ca și primar? Ca să nu mai ne asumăm noi. Până acum ce am făcut, mine m-a asumat. Domnul consilier, vă rog frumos să luați în calcul că domnul primar și-a asumat prin faptul că spunea aici. Acest punct să nu-l aprobați. Punctul 5. Și mi-a spus, da? Păi și-a asumat. Bun. Ce spuneți că nu și-a asumat? Păi nu și-a asumat din prima, domnul consilier. Păi așa spune, că punctul 5. Îmi asumă să nu-l aprobați. Voi între voi. Păi da, dar prima mea a răspuns corect. Bun, haideți să trecem la lucruri serioase. Ce facem? Deci, aș vrea să spun și eu câteva. Vă rog. În momentul în care ei vin cu metoda că trebuie să ajungă la chestia, deci mărirea, pentru că noi generăm cu noi mai mult decât s-a prevăzut înainte, nu știu cum se poate lua în calcul și de unde deduce dânșii că noi generăm cu noi mai mult. Cu 30% mai puțină populația. Deci cum poate să justifice nouă? Am certitudinea că exact acea primărie despre care discut eu, exact la concluzia aia a ajuns cum aș ajunge și eu, prin faptul că poate Romprestul se duce, încarcă gunoiul în altă localitate, vine cu jumătate de mașină la noi, da? Încarcă până când își umple mașina și după aia se duce și cântărește pentru cine? Pentru Târgu Trotuș. Abia atunci noi începem să degenerăm, adică să generăm cu noi mai mult. Ce înseamnă? Asta înseamnă că când vine Romprestul, acea mașină ar trebui verificat dacă este gol. Iar când se duce, să fie verificat câte kilograme a luat de la noi. Dar el ar trebui să ne pună și cota pe care trebuie să strângă pentru 4 lei și nu știu cât, cât kilograme trebuie să iei. Deci asta mi se pare corect. Deci în momentul în care vine și justifică prețul că trebuie să mai aducă 2 lei, nu știu cât. Romprestul băia per persoană și cred că pe tot. Dar domnul Setu așa spune, că de kilogram. Orele în care funcționezi. Așa spune, pe kilogram. Da, trebuie acolo un cântar de mașină. Pe kilogram, așa spune clar. Pe kilogram se ia. Deci noi că dăm, noi dăm așa. Noi nu avem o codă aparte în care să ne încadrăm. Deci nu ar trebui să spună, coda voastră pentru Trotuș este de 5.000 de kilograme sau 10.000 de kilograme. De la 10.000 de kilograme corectate, trebuie să umflăm prețul. Bun, nu numai, nu e vorba numai de asta. Vedeți și prețul la accize și la asta au crescut și automat a tras prețul după el. Mi se pare care, da. Și noi dar nu este inflația. După ce noi intrăm cu prețul ăsta, iar ne trage că astea a doilea. Deci noi am plătit cu 3,97, 4,16 și după aia iar o să vină. Plătim la anul 2020 cu 7 lei și nu știu cât a fost grafic. 7,54 și după aia garantat unii 10 lei, 11 lei. O să vedeți. Și atunci ce mai faci? Deci vă dai să nu ia subvențiune și la anul. Domnul Sopolaru. Deci la articolul 5 se aprobă taxa specială de salubrizare pentru anul 2019. În quantum de 66,82 de lei. Deci la articolul 5. 6,82 de lei. Da. Pe persoană. Pe lună.
Și la punctul 2 se aprobă subvenționarea taxei speciale de salubrizare. Deci aici, ca să înțeleg că o să vină o subvenționare din partea primăriei, deci putem subvenționa. Sau sunt două variante. Putem subvenționa diferența de la 4,16 până la 7,16. Ceea ce nu e chiar ok. Dar stai să mă ce buget este acolo. Domnul meu, nu e vorba de buget. Aici nu e vorba de buget. Aici e vorba de alte instituții care sunt. Nu ai foi. Da. Supuneți la vot acum să discuții. Supune la vot punctul 4. De asta s-a votat odată, frate. Nu s-a votat. Cum să nu? Ascultați-mă un pic. Tura trecută am votat foarte clar. Am făcut un amendament să ne aduceți pe cineva ca să ne explice. Nu mi s-a adus, rămâne votul valabil. Așa este. Așa este. Asta a fost în discuții, domnule. Ne-a strimat așa ca să ne aflăm în treaba. Domnul, v-am repus pe ordinea de zi, domnul. Păi și același proiect. Îl avem pe același proiect care l-avem din ședința din 21, doamna secretar? Punctul 5 îl avem pe ordinea de zi? Bun, domnul. Proiect care pe ordinea de zi? Trebuie să îl supuneți la vot? Îl dați negativ? Deci, domnul primar, dumneavoastră nu erați domnul Moise când a explicat la început că am chemat un reprezentant și astfel am confirmat venirea asta, dar n-a ajuns. Mă rog, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu demisia celor care conduc ADIS-ul? Sunt foarte bine informat de vine când s-a dat demisia, știu toate condițiile, cunosc problema gunoiului mai bine, cred că, ca foarte mulți de aici. Am tot explicat și în particular. Până la urmă trebuie plătit. Da, bun. Până nu mi se explică. Îl supuneți la vot, da? Supuneți la vot, nu credeți. Da, dar de ce să-l mai spunem dacă a spus și domnul Păsit? Domnul, ia întrebarea aceea. S-a aprobat ordinea de zi preziată. Ați aprobat ordinea de zi la început. Voi, parcă suntem la desene animate, frate. Ați vorbit de desene animate. Supuneți-mă la vot, vreți să vorbim de o ședință în care voi sunteți în stare să spun și ce dracu facem. Supuneți-mă la vot, ordinea de zi. Deci domnul primar, până la urmă, ce este președinte de ședință sau ce este? Nu, da, domnul. E primar. Aia, gata, gata. La urmă, dărind. Bun, de vinte, de vinte. Haideți să votăm la asta, domnul. Haideți să votăm la asta. Supune la vot. Cine este pentru? Împotriva. Împotriva. Abținere. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții la din bugetul local pentru finanțarea serviciului public de la desalubrizare. Deci care scrie la cuvânt? Aceeași treabă. Deci proiectul din tura trecută. Supunem la vot, da? Cine este pentru? Abține. Declar ședința aici. Aș mai vrea să pierdăm cu un lucru, dacă este posibil. Înainte de asta. Eu aș vrea să știu situația, până la urmă, cum se face sau cum se procedează pentru a fi filmat fiecare ședință. Deci înțeleg că unele ședințe sunt filmate, unele nu sunt. Ca să fie transparență totală, eu cred că ar trebui să fie fiecare ședință filmat. Nu știu dacă este vreun consilier, ca să nu fie, adică transparent, să știe ce se discută aici. Și dacă este vreun sau cineva împotriva, ar trebui să spună. Da, domnule, eu să fiu, să încercăm să facem ședințele ordinare, nu extraordinare, să nu mai dăm altă materie, ci să se axeze ședințele, filmările pe ședințe exclusiv și îi chemăm fiecare ordinare. Dar suntem siguri că vor fi chemați întotdeauna. Licitații, nu? Deci ar trebui elaborat un proiect prin care să supunem la vot pentru prelungire sau pentru participare ca să fie filmat. Dați soluții la gunoi și la apă, nu la... Deci pe dumneavoastră, practic, nu vă interesează. Ba chiar mă interesează. Ședințele sunt publice, domnule. Dați soluții la gunoi. Domnul primar, dar asta e întrebare. Rom Prestu nu vinde gunoi la groapă astăzi, la chimic? Dar nu este problemă chimică ca pe nu este problemă. Domnilor, vă întreb încă o dată, românești vinde sau nu cu noi? Da. Nu avem cunoștință de așa ceva. Sud, nu știu ce. Ecosud? Vă spun, da, la Ecosud. La Bacău. Aici, la combinat de chimic. Deci, taxe de sub care.
Vine sau nu? Aici știți ce faci, domnul? Cântărește numai. Vine și cântărește mașina și treacă la oameni. Este făcută vara. Am pus-o în întrebare. Nu știu ce știu. Noi dată în funcție. Și Târgu Ocna tot cu noi. Acolo o duci și ce rog prezul vine. Deci se duce numai și cântărește. De acolo pleacă la vară. Deci ați înțeles? Cântărește. Deci mașinile toate se duc acolo. Cântăresc aici, da? Și de aici se duc la Bacău, știi băieți? De asta am spus că este o primărie care se duce direct acolo și asistă la cântărirea utilajului când a tras pe cântar. Asistă? Dar nu asistă. Plătește lumea în funcție de cât are... Da, dar plătește. În funcție de kilograme. Deci declară de ședința de astăzi.